Bună seara! Vă mulțumesc că ați venit aici. Le mulțumesc liderilor celor trei partide care au ajuns la o înțelegere care va salva Bucureștiul. Și mulțumesc președintelui Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, pentru încrederea cu care mă investește. Acum 3 ani de zile am intrat în politică obosit să văd că, deși lumea mea arăta bine, lumea unui profesionist care fiecare zi se ducea la instanță, la birou, lumea din jurul meu nu arăta deloc așa cum trebuia. România la momentul respectiv era guvernată despotic, haotic, iar Bucureștiul n-avea orizont. Pentru că doamna Firea și cu domnul Florea și alții ca ei îi mințiseră pe oameni și ajunseseră să preia frâiele acestui oraș. Ce vreau eu să vă propun astăzi, dumneavoastră, este să vă spun adevărul. Vreau să vă spun doar adevărul, și anume că lucrurile se pot schimba, că destinul sectorului 5 se poate schimba. Cred că oamenii din sectorul 5 au obosit să audă în permanență că sectorul 5 a rămas în urmă, că așa e în sectorul 5, că nu se poate, că nu sunt soluții. Aceasta este placa pe care oameni ca Firea sau Florea sau Vanghelie au repetat-o în ultimii 20 de ani în sectorul 5. Pentru că au vrut să-i țină pe oameni captivi, astfel încât să sifoneze banii publici și să-i ducă spre găștile lor. Asta au făcut cei de la PSD la capitală. L-ați ascultat pe candidatul la...